Salut! Din Țara Luanei. Suntem în Munții Buzăului, pe un tărâm magic. Țara Luanei este o denumire metaforică născută din legendele locale. Legenda principală vorbește despre un rege bătrân, Luana, care locuia într-o cetate cu ziduri înalte până la cer, cu mulți luptători viteși, cărora le vindeca rănile cu apa vie din Valea Izvoarelor. Acest rege a domnit mult și bine în cetatea sa impozantă, până când dușmanii săi au distrus soarele care lumina cetatea și îi dădea viață. Alte legende vorbesc despre portaluri cosmice, pietre vii, uriași, comori ascunse, fenomene paranormale. Țara Luanei se întinde pe raza localităților Colți, Nucu și Bozioru. Așezările rupestre, ce datează încă din neolitic din această zonă, și frumusețile naturale merită să fie descoperite de orice pasionat de istorie și legende sau de drumeții în natură. Haideți să le descoperim! Trovanții de la Ulmet, sau pietrele vii, cum le numesc localnicii. Întreaga zonă era scufundată sub apă acum 13 milioane de ani. Marea Neagră și Marea Caspică sunt vestigii ale acestei mări ancestrale. Se presupune că aceste pietre s-au format acum 6 milioane de ani prin depunerea sedimentelor în diverse adâncituri ale scoarței terestre. Au o formă circulară, concentrică, au fost asemuite cu OZN-uri sau de dinozauri de-a lungul timpului. Odată cu eroziunea terenului, alunecările de teren, cu tremurele, au fost scoase la suprafață. Sunt ireale și când te gândești că nisipul ăsta a fost pe fundul mării acum milioane de ani. Babele de la Ulmet sunt asemuite cu niște bătrâne care stau în coama dealului la Taifas. Acum, eu spun sincer că m-am uitat din toate unghiurile. De ce le-au zis babe și nu moși, n-aș putea să zic. Întreaga zonă este plină de legende. Pietre vii? Pentru că localnicii susțin că ele se mișcă cu câțiva metri odată la 2-3 ani. Acum, nici nu e de mirare, având în vedere natura terenului și faptul că Buzăul este renumit pentru terenul alunecos. Uite și un papanaș!
Acesta este satul Ulmet, un sat parcă uitat în timp. Ați văzut cum este drumul până la Trovanți. Chiar dacă există o mică porțiune asfaltată până în satul Ulmet, odată ajuns acolo, nu ai unde parca. Noi am preferat să facem drumul pe jos, așa că l-am lăsat pe Vănel aici, în parcarea asfaltată, amanajată la intrarea în comuna Bozioru. Dacă treceți prin colți, vă recomandăm să nu ratați o vizită la Muzeul Chihlibarului. Este singurul de acest fel din țară și are o colecție impresionantă cu rășini vechi de 40 de milioane de ani. Noi, din păcate, am ajuns prea târziu și este închis, așa că de data asta am ratat vizita la muzeu. Un lucru care ne lipsește în Vănel este cuptorul. Am citit multe review-uri pe internet și, în urma lor, de curând, ne-am achiziționat un cuptor Omnia, care pare a fi cel mai potrivit pentru aragazul din autorulotă. Acesta este. Are o bază din inox, care se pune direct pe flacără, se încinge și radiază căldură către cuptor. Cuptorul are tava din aluminiu și un capac. În interior avem și două accesorii, un grătar care se folosește în special pentru foietaje și un silicon care protejează tava din aluminiu. Haideți să-l punem la treabă! Arată fix ca la cuptor. Delicioasă. Acasă cred că ar fi ieșit mai rumenită de atât, dar suntem super mulțumiți. Biserica rupestră din Aluniș este una dintre cele mai vechi din România, datează de la 1274 și este una dintre puținele biserici de acest fel în care încă se mai oficiază slujbe. Probabil că această biserică a avut alt acoperiș. Se văd în stâncă săpate urme ale vechilor bârne. Conform legendei, această biserică a fost săpată în piatră de doi ciobani, Vlad și Simion, care își pășteau turmele în această zonă. Chiliile sunt săpate în rocă moale, sunt foarte vechi, datează din epoca bronzului, în vremurile mai recente fiind locuite de sihaștri. Aici bănuim că a fost vatra, se vede fumul pe tavan și probabil că aici era hornul. Iar aici se intră probabil în dormitor, aici fiind patul. Impresionant cât de drept este cioplit cadrul ușii. Thank you.
Dita mai jilțul domnesc. Ieri când am fost să vedem trovanții, ne-am pregătit foarte bine. Ne-am luat drona, bateriile, tot mai puțin cardul de memorie. Așa că, astăzi, revenim pe același drum. Unde ieri eram o cirlă, acum totul este înghețat. Să mergem! Avem și de data asta însoțitorii cu noi. Ne țin companie și ne apără de urși. După cum vedeți, par foarte fioroși. Chiar dacă în mare parte din timp nu veți avea semnal la telefon, drumurile sunt puțin spus provocatoare, locurile acestea sunt superbe și merită din plin vizitate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, un share și să ne lăsați câte ceva în comentarii. Pe curând!